165 din 14 august 2019 al Primarului Comunei Mărcineni, următoarea ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 iulie 2019. Cei care ne-ați lăsat adresele de mail, ați primit pe mail. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mărcineni, județul Bacău, inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărcineni, județul Bacău, pentru anul 2019, inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local, Consiliului de Administrație al Școlii Alexandru Chiriu Mărcineni, inițiator domnul primar. Punctul 5. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dăm citire primul punct. Primul punct de hotărâre privind aprobarea organigramei. Dacă îmi permite, dacă e doamna directoare, ar trebui să... Durează 5 minute. Dacă nu este foarte mult la ordinea de zi, că după aia o să avem discuții și multe întrebări. De asta am zis să lăsăm. De aici e foarte repede. Deci la primul punct, aprobarea organigramei și a statului de funcții, noi în ședința anterioară am aprobat organigrama conform avizului ANFP-ului, dat pe legea 188, lege care a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a noului cod administrativ. Acum modificăm organigrama și statul de funcții, deoarece funcția de secretar, acum prin codul administrativ, este de secretar general, funcția de consilier în cadrul biroului achiziții publice va fi de consilier achiziții publice, domnul primar cu cabinetul personal și domnul viceprimar mi s-a acordat și dumnealui dreptul de a avea un consilier personal. Și a trebuit să modificăm organigrama cu noua structură. Alte modificări față de ce a trebuit. Domnul primar, doi consilieri personali. Da. Așa, și domnul viceprimar și dumneavoastră. Deocamdată avem un. E suficient. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul mai denumirile astea. Da, denumirile și cele două funcții plus. Împotrivă, s-a abținut cineva? Punctul 2. La punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, s-a influențat bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 207.000 lei pentru proiectele finanțate prin PNDL, respectiv cele două grădinițe, Barați și Muncani. Și urmarea solicitării doamnei director din ianuarie, odată cu întocmirea bugetului, pentru înlocuirea acoperișului și reparațiile termice la școala Alexandru Chiriu, 30.000 de lei. Deci, având în vedere faptul că noi, prin POR, avem reabilitarea școlilor Barați și Muncani, școlii Mărcineni, am hotărât să alocăm noi fonduri pentru reabilitarea termică. Și, de asemenea, pentru protecția grădiniței de la Barați, au trebuit realizate niște podețe pentru preluarea apelor pluviale, având în vedere faptul că curtea școlii de la Barați este cumva în pantă, pantă spre strada bisericii și Alexandru Piru. Și toată apa din curtea școlii venea și vătea în grădinița nou construită și s-au făcut niște rigole și podețe acolo. De asemenea, față de proiectul pe care l-am trimis, în monitorul oficial din 14 august, ne-a fost alocată în baza ordonanței de urgență 12/2019 suma de 136.000 de lei, pe care s-a hotărât a fi repartizată 80.000 de lei la cheltuielile cu salubritatea, pentru că avem cheltuieli destul de mari cu salubritatea. Așa, și suma de 56.000 de lei la cheltuieli materiale administrației. Înscrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Nu, un moment. La școala Mărcineni suma numai pentru reparații, acoperiș. Și reabilitare termică. Reabilitare termică. Ceva era bun și la împrejmuire acolo, către terenul ăla arabil. E o împrejmuire foarte gata, mă refer. Nu aveți o soluție, ceva? Să înălțăm. Să înălțate. Da, da. Numai că o să avem nevoie de sprijin de aparat de sudură sau de ridicat. Acolo e o sârbă ghimpată, e o plasă ruptă. Da. Copiii, când dau cu mingea, sare în grădină, nu știu cum e, cine-i proprietarul ăla de acolo. Se studiază și s-a pus în proiect până la începutul anului școlar. Să înălțăm... Da, dacă ar fi, s-ar proteja și copiii n-ar mai fi nevoie să sigur. Domnul Beptonuș are probleme cu școala, dar la dispensar nu s-a dus, înseamnă că e sănătos. La dispensar. Se vede că nu sunt nici porți, nici gata. La dispensar e activitate privată, Consiliul Local are ce are cu școala. Și ce dacă e privată? Luna viitoare, la ședința viitoare chemăm datele. Nu e chiar așa simplu acolo din țară, nu poți să pui o plasă de 2 metri. Vom, prejmuire.
Păi nu, dar trebuie stâlpi să fie susținere. Da, 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 exact, da, încercăm. Dar stâlpi perimetru mare, că tu doar vreo 50 de metri din iară. Cam așa. Îmi faci la 3 metri? Ai la 3 metri. Nu o să trebuie la 3 metri. Dar ceva ar trebui făcut. Nu, faci. Dar tot aici, la colegul. La școală, la mărginenii, între și ușile. Da. Și ușile schimbate. Fațada, acoperișul. Bună plasă de Buzău. Asta e la 3 metri. Mai de până la 6 metri perfect. Chiar și o plasă simplă, plătită de la asta. Acum stăm deocamdată, se termine de făcut fațada. Au pus schele, au pus tot și este foarte greu de sudat. Păcat de boxă. Au vopsit sirena sus? Da, astăzi, acum am trecut în fața școlii, vopseau sirena. Am zis că n-ar niciun rost să mai urci încă o dată să vă da, 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 era mâncuită, avea mâncuită. Dacă tabla e nouă, să facem și sirena. Tot nu. Da, e. Da, cu sprijinul primăriei. Care îi mulțumim, da. Și consulii locale. Noi sprijinim copiii. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. S-ar ține cineva? Trecem la punctul 3. Scuzați, trebuie să... Primăria minus marginen. Nu, secretariat, avon, primăria minus marginen.ro. Mă scuzați. La ultimul punct, proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Alexandru Piru Mărgineni. După cum știți, în fiecare an școlar, trebuie Consiliul Local să mandateze 2 membri pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii. Rămân aceiași membri. Știți? Dar păcat se propună, se propună că erau nemulțumiți o parte dintre dumneavoastră. Membrii sau cine? Nu, din foști membri în Consiliu. Dar eu așa zic că care au fost, știi ce au rămas, unde au rămas, meargă în continuare. Nu, normal să propună, că așa, așa e firesc, să propună de către Consiliu. Nu, dacă sunt tot ăia, îi propun, nu-i ce. Doamne, că propuneți. Pentru... Eu o propun pe domnul Tapalagă Costică. Nu a fost dumneavoastră. Alte propuneți, două propuneți. Nu, trei erau, nu? Doi consilieri locali. O altă propunere? Domnul Pădurau. Domnul Pădurau. Altă propunere? Domnul Pădurau este. Da, este, dar din nou propus pentru... Domnul Cândea. Haideți să vedem. Cine este pentru domnul Tapalagă? 1, 2, 3, 4. Cine este domnul Cândea? Domnul Cândea. Cine este pentru domnul Pădurau? Rămân în continuare. Domnul Pădurau și domnul Cândea. O fost alături de doamna director acolo. Asta e alături, votul așa spune, așa. Acum, știți că în ședința anterioară am avut o solicitare de cumpărare a terenului aferent restaurantului Mărgineni și a terenului aferent magazinului cooperației de la Podiș. Am făcut acea comisie, cei domnii consilieri care nu au făcut parte din comisie, ne-am deplasat la fața locului și am... constatat că în curtea școlii, în curtea restaurantului, s-ar pleca foarte bine una din zone să fie folosită pentru mărirea parcului pe care îl avem, pentru că parcul este destul de mic, este insuficient, mai ales dacă vrem să punem și leagăne și tot ce vrem noi. Și în spate, intrarea dinspre strada parcului, mai e o suprafață pe care am putea o utiliza pentru, eu știu, diferite construcții sau ce vrem noi să facem, fiind în centrul comunei, fiind aproape de primărie. Dumnealor, teoretic, în intabularea inițială pe care o aveau ca drept de folosință, aveau 2294,68 de metri pătrați. Acum la măsurători nu au și decât 2056 de metri pătrați. Ca idee, zona unde au ei terasa și care este liberă de construcție, ar însemna 364 de metri pătrați, unde v-am spus s-ar dori mărirea parcului, și în spate, cu intrarea dinspre strada parcului, ar mai fi o suprafață de 463 de metri pătrați. Lor urmând, dacă doresc, să cumpere 1232 de metri pătrați de suprafața totală. Adică să nu le vindem tot ceea ce au ei împrejmuit acum. Deci, ce suprafață au construit acolo? Suprafață construită, ca și construcție, păi au 455 de metri pătrați restaurantul propriu-zis,
Am două terase în față, una de 81 de metri pătrați, una de 63 de metri pătrați, intrările. Și calea de acces din lateral, nu? Calea de acces din lateral. Da. Eu vă dau schița să vă uitați. Dar când a fost mai acolo, doamna președinte spunea că rămâne în aceeași formulă, că se luă... Doamna președinte poate să facă ce vrea. Da. Noi oricum, conform legii, va trebui să-i percepem taxă de închiriere. Nu. Pentru că a fost... Atunci ar veni... Nu se facă ce vrea, ci trebuie. Doamna ei poate să facă ce vrea. Ea vrea. Este terenul nostru și noi putem să-l luăm oricând. Terasa din față câți metri are? 463. Care din față? Terasa care au făcut-o ei fără autorizație? Da. Are 364 de metri pătrați. Și aici nu s-ar încadra locul de joacă? Ba, acolo este foarte bun și pretabil. Nu, nu prea e pretabil locul de joacă acolo, pentru că e betonat. Betonat, acolo ar fi bun mutate băncile și mese și foișorul și lăsat în parc pe... Ca o scenă acolo. Scenă, dar rupt parc, practic... Nu e rupt, că e zid, e în spate, este zid, se face foarte, se face... Da, dar e foarte puțin, pentru că e chioșcul. E suficient. Suficient. Sunt vreo 3 metri acolo de zid care poate fi spart. Și pentru locul de joacă nu trebuie să tăiem copaci? Locul de joacă să fie în partea din... Se încadrează din copaci? Păi, înțeles, aici, aici. Unde acum scena rămâne liber? Și au și destul locul. Să rămâne liber terenul. Să se mută scena din parc, unde poate să... Mie tot unde mi-a lăsat și de intrat în spate, l-a distrugit, l-a intrat în spate și l-a lăsat și în spate curte ca să poată să intre. Dacă se face scena acolo pe 300 de metri, scena o să încapă. Dar nu o să mai încapă persoane care se uită. Dar persoanele de aici, de parte, încă trece scena. Nu are cum să nu încapă. Păi și aia ei e tot bagajul. Păi dar faci și scena și după aia mai vrei să ai și audiență? Dar scena o încapă. Gata, cealaltă, dar ăla se dărâmă. Înțeles. Eu aș fi spus să facem locul de joacă acolo. Beton acolo și păcat. Acolo, pe beton. Nu poți să copii jos. Nu, facem beton la unde. A fost acolo, la fața locului. A fost acolo, acolo. Poate fi folosit. Fără să fie. Mai ales că este umbră. Deci sunt 9 metri acces dintre parc, între parc și în spatele magazinului, doar 9 metri. Suficient. Da. Deci acolo se poate sparge zidul ăla de beton și să fie, practic, să fie un deschis. Poartă de intrare. O să separăm clasa 1 și clasa 2. Să-mi luăși în spate. Ok. Adică să zidim mai bine să lăsăm proprietatea. Poate nu s-a plătit băncile din parc. Poate că sunt soluții. De asta este proiectat, să facă treaba. Poți să iei băncile din parc, de unde iarbă și copaci, să le pui din beton. Nu, să facă. Care-i ziua să iei? Punem niște bănci și așa. Ați observat sâmbătă, duminică, era plin parc aici. Nu avem cum să mai stai pe bănci. Da, ideea este să stai în parc mai iarbă verde, nu să stai în parc pe beton. Păi tocmai, că dincolo vor fi pentru o eventuală conferință, pentru o eventuală întâlnire, adunare, eu știu ceva. Face ședința de consiliu local acolo, la umbră. Nu e liber. Da, atât la ordinea de zi asta e și avem cum ați solicitat dumneavoastră ședința anterioară. Adică... Invitați doamna director al școlii Alexandru Piru și domnul șef de post, Răzvan Vandaș. Puteam să invităm pe toți odată. Medicii în ședința următoare. Dar n-au fost invitați sau n-au fost omului? Nu, am zis că n-avem timp, adică n-avem timp. Sunt și așa, și școala, și postul de poliție. Mai sunt în concediu? Cred că ar fi fost bine să fie, adică poate sunt chestii care se intersectează și ar fi fost bine să fie da. Toți. Am zis că e prea mult după aia. Da. Pot? Da, da. Poți să da. Dacă veniți în invitație, invitația era pentru a prezenta o informare legată de activitatea cadrului didactice, dacă câte am înțeles eu, da? Pentru copiii cetățenilor din comună. Asta a fost solicitat. Pot să încep că în anul școlar precedent, 2018-2019, au fost 645 de copii în toată comuna. Preșcolar până la clasa 8-a. În scădere de 6 ani de zile sunt copii. Erau 700 și ceva în 2015. Foarte puțin merg în oraș sau în străinătate. Din acești copii, rata abandonului a fost doar de 2%. Foarte puțin copii cu abandon, din ce în ce mai puțin.
a fost cu rezultate bune și foarte bune 90% din copii. Doar 15 copii din 645 sunt repetenți din toată școala. Poftim? Din ăștia corigenți care n-au venit la corijare sau au avut situație școlară neîncheiată și nu s-au prezentat, au devenit repetenți, da. N-au fost, au fost 6 corigenți la clasa 8, iar la celelalte clase mai puțin, dar majoritatea au promovat după corigență, mai ales copiii de clasa 8. Am avut 48 de cadre didactice, inclusiv directorii, din aceștia sunt titulari 40. Deci doar 8 sunt suplinitori, dar aceștia sunt calificați la cadre didactice. Din cele 40 de cadre didactice titulare, 24 au gradul didactic 1, 10 au gradul didactic 2, adică 34, 6 doar au definitivatul. Iar din aceste cadre didactice, 2 sunt înscrise la doctorat. În viitor preconizăm să ne înscriem și noi directorii, da? Să vedem ce timp avem. Din păcate, copiii provin din familii cu pregătire medie. Sunt, din datele solicitate doamnei consilier școlar de la noi, 84 de copii, dar noi deocamdată asta le avem declarați, care au părinți plecați în străinătate. Dar sunt mai mulți care nu spun, noi avem pe parcurs. Sunt familii cu un singur părinte, elevi cu familie, cu un singur părinte 89, cu situație economică precară 325, ultima dată când am făcut o situație cerută de inspectorat, adică mai mult de jumătate. Am avut 12 copii cu cerințe educaționale speciale, dacă știți ce înseamnă, adică care au dizabilități, autism. Din aceștia, o fetiță este școlarizată la domiciliu, la care se deplasează 8 profesori și predau în afara timpului școlar. Fetiță pentru care are o boală destul de gravă, adică are schizofrenie. Dar e o formă ușoară. Dar s-au dus profesorii acasă la cel copil. Evoluție pozitivă? Poftim? Evoluție, da, bună? Da, da, da. Copila doar e tăcută și foarte timidă, foarte retrasă. A promovat în clasa 8, a fost a 7 și a promovat în clasa 8. Sperăm, dar la evaluare nu știu dacă se poate prezenta. Nu rezistă mai mult de 40 de minute la o oră să-i predea profesorii. Nu face față, da. Noi am încercat oricum. Ne-am dus acasă, i-am predat, i-am dat fișe, am ajutat, am sprijinit-o cât am putut. Legat de activitatea extrașcolară, am avut 3 proiecte interjudețene și regionale desfășurate de școală inițiate, care vor deveni proiecte naționale. Noi sperăm anul acesta școlar. Au fost implicați 362 de copii și profesori din școala noastră și din 20 de județe ale țării, care ne-au trimis activități. Am avut 17 proiecte locale în desfășurare, inclusiv legate cu centenarul unde au fost prezenți copiii și la oratoriu. Toate aceste activități sunt făcute și inițiate de profesori și cadre didactice de la școală, tocmai pentru a motiva elevii ca să învețe și să fie mai, nu știu, să vină cu plăcere la școală. Din păcate, pentru a avea niște rezultate foarte bune la elevi, nu rezultă doar din implicarea cadrului didactice. Trebuie să fie neapărat implicați și părinții. Degeaba le predăm noi 6 ore, 4 ore la școală și sunt atenți sau nu, dacă acasă nu sunt verificați de părinți și sunt lăsați liberi, cu telefoane, cu ce. Vin la școală uneori cu aceleași caiete, cu o zi înainte. Implicarea părinților este minimă, observând acest lucru și din faptul că nu se prezintă la ședințele cu părinții. Deloc. Când le solicităm, nu. Cu toate acestea, au fost 67 de copii în clasa 8-a, anul acesta școlar. Au fost corigenți 6 și s-au înscris la evaluare națională 58. Dar s-au prezentat doar 45. Au absentat 13. Din acești 45, doar 21 au luat note peste 5, medii peste 5. Cu toate acestea, din cei 67 de copii, 64 au promovat și după corigență, și după evaluare, toți au promovat. Toți acești copii, 64,
s-au înscris la licee și școli profesionale în afară de 2 copii. Deci 62 copii din comună care au terminat clasa 8-a s-au înscris la licee și școli profesionale. E o situație statistică, dar pot să vă dau și numeric, puteți să veniți oricând la școală să vedeți acești copii. Au optat, chiar dacă s-au dus la evaluare, copiii au optat să ducă la profesională. De ce? Pentru că primesc niște bănuți în fiecare lună, 2 milioane, rămân cu o meserie după 3 ani și se pot angaja și unii câștigă și din timpul școlii profesionale, pentru că dacă se înscriu, de exemplu, la ospătar, bucătar, de exemplu, liceul Carpen, fostul PTTR, îi trimite în practică în Constanța, pe perioada verii, ca ospătar și câștigă bine și pe ei atrage chestia asta, rămân cu o meserie. Iar noi le spunem, nu toți trebuie să fie neapărat liceu. Dacă ești bun într-o meserie, e foarte bine să faci meseria respectivă. Dar totul este să înveți. Au fost zile pe săptămână de la 7 la 8 dimineața, de la 2 la 3, în care profesorii de română și de matematică au venit să facă pregătire din timpul lor. Au venit din 30 de copii, 4-5 la pregătire. Nu vor să vină. Au venit în vacanțe, doamnele, de pregătire. Avem foile cu prezența lor și cu semnătură. Părinții au venit la sfârșitul anului școlar și au spus, cum, dar notele astea mici, tot anul. N-au învățat, noi sperăm de acum să se ridice cât de cât, să înțeleagă. E problema și a telefoanelor. Chiar dacă sunt interzise în școală, în folosirea lor în timpul orelor, nu le folosesc, dar în pauză le folosesc și le distrage atenția. Nu s-a interzis total telefoanele. E un factor și acest lucru. Sunt mai mulți factori, dar ca acești copii să aibă promovalitate, să învețe bine, trebuie să fie atenți la ore. Trebuie și părinții să-i verifice la teme și să fie alături de ei. Și trebuie, nu știu... Și alți factori care se influențează, dar care? Biserica? Cine mai poate? Unii sunt, copiii sunt și de biserică influențați. Avem consilierul nostru școlar, Simona Popovici, care se ocupă de toți copiii care au probleme. Ea are toată baza de statistică. Vin tot timpul copii la ea. Sunt atâția copii care, a căror părinți să plecați în străinătate și să lăsați cu bunici, care nu au niciun... Ce să le cer? Ce să le facem? Da. Și vin la școală neîngrijiți sau nu-i verifică nimeni. Nu stai. Stăm cu ei. Haide, uite, stăm o oră în plus și facem temele. Nici așa nu vor. Dar la centru ați scris la lucrări, nu ați încercat mai să participe mai mulți? Se înscriu, dar renunță. Renunță părinți. Cum, îi retrag părinții după ce s-au înscris? Da. Nu vor să vină. Nu le convine. Pentru că vine benevol profesoara de română și profesorul de matematică cu care au la ore, fac o regulă la clasă sau alți profesori au fost. Fac temele cu ei și în plus. Și nu vin, nu se prezintă nici la acest after school. Dați niște vești mai bun. În legătură cu credința la vară, cât e înscriere? 45 și mai sunt 7 în așteptare. Și ce capacitate are? 60. Așa au spus constructorii, dar nu știu sigur. Prioritar? Ei sunt trei seri de clasă. Da. Deci automat, conform normativului, 20 de copii în clasă. 25. Va funcționa cu program prelungit sau? Două grupe. Va funcționa cu program prelungit, o grupă cu program normal. Au fost părinți care au refuzat, care au spus că vor la program normal, nu vor prelungit. Prioritar să fie comuna mărginit? Evident. Dacă ne rămân... Prima dată vom lua și vom aproba cererile copiilor care locuiesc în barați. Și apoi, în funcție de locurile pe care le avem... Să nu ne trezim că primim din oraș și după aia vin de la... Dar nu neapărat din barat. Nu neapărat din barat. Da. Au fost părinți din Lucan, exact, care se duc spre oraș și pot să iasă la barat. Da. Oricum să știți că este minunată, pe cuvântul meu. Este extraordinar, da. Vor nu place nici mie, domnul arhitect. Dar în momentul când intrați în interior, este absolut minunat. Chiar vă invităm să veniți. Și vreau să vă adresez, dacă tot am ocazia, oricând doriți să vedeți cum se desfășoară o oră în școală sau activități, vă invităm oricând, fără să ne anunțați. Veniți la mine, spuneți, vreau să particip la o oră de română, de matematică, să vedeți cum se predă așa și... ca să vedeți că profesorii încearcă și fac tot posibilul. Dar dacă se oprește la ora 2 când pleacă acasă și nu se mai continuă acasă deloc,
Degeaba. De sistemul de bursi, ceva au beneficiat copiii? Da. Au fost 100 și ceva de copii care au luat burse, diferite tipuri de burse. Da. De merit, de sociale, care implică... Efectul lor s-a simțit? Nu. Nu o să simt. Este un elev la olimpiadă? Nu, undeva dacă... Da, avem 10 copii care au luat premii la olimpiade și concursuri. Olimpiada de religie catolică a luat premii 2 pe țară, o fetiță de la Baraț. Gheorghe. Da, da. Și mai avem olimpiade, copii care au participat. Se devine de chimie, doamna Cojan. Și de chimie. A fost promovat la etapa națională copilul. Doamne, de acasă e. Sunt copilași bunuți, noi încercăm să-i... Da, da. Am avut olimpiadă de română în școală, organizată de inspectoratul școlar, a venit doamnele inspectoare, a fost organizare și am să zicem, aprobat școala, tot timpul au spus că mai revenim, mai facem o olimpiadă, păi vă așteptăm, copiii au câștigat și acolo. Modest, dar încep să câștige. Cu cât participă mai mult și cu cât îi încurajează și părinții să participe, copiii au experiență și se ridică. Noi sperăm treptat să se ridice. Oricum, modul în care ei privesc școala, de când încercăm să o reabilităm, să o facem frumoasă, profesorii și învățătorii vin de acasă cu materiale, de Crăciun vin cu bomboane și îi servesc pe toți, fac activități din bănuții lor, tocmai ca lor să le fie bine și să... Dar dacă vezi un copil care îți vine 3 zile în rând cu aceleași căinuțe, nespălat, că îl duc eu la baie și îl spăl pe față, că mama nu are grijă, și discuți cu mama și explici că e copilul tău și trebuie să ai grijă de el, că altfel nu învață. Tu iei mânuța să scrie măcar cuvântul mama în clasa întâi, că nici atunci nu vrea să scrie, nu știe. E foarte greu, da. Bine, astea sunt cazuri izolate. Mai puțin. Da, mai puțin. Dar, în general, copilașii, da, au rezultate... Oricum, felicitări din partea noastră pentru implicația. Mulțumim. Noi vrem să se vadă ceva și scopul nostru și scopul meu, pe care cumva indirect l-am pus colegilor, este să creăm valoare plus în școala noastră. Școala Mărginea să fie cunoscută, cât de cât. În județ, în comunitate. Să ne ridicăm, să fim cunoscuți că facem și noi ceva, că suntem de județul ăsta. Încet, dar sigur. Vedeți sau credeți că ar fi o soluție să stimulați copiii să se implice mai mult. Adică, nu știu, umblat la note un pic, adică... S-au umblat la note. S-au ținut... Păi să le dea 10, fără să... Să micșoreze. S-au umblat în note, da, pe măsură, adică cum poți să-i ții din 4, dar nu-ți învață tot vreo 4-5 ore și tu îi dai 4-4-4. Nu, astea alte modalități. Cât biserică, implicarea părinților, da. Premii, ceva... Deci ar fi implicarea părinților în principiu. Care merg la biserică, domn Petru, dacă nu merg... Dar merg despre avut cu părinții. Dar nu se ieduc cu părinții la biserică și la școală, nu se duc. Părintele nu le interesează dacă se duce la școală, dacă scrie, desenează sau mai știu. Apropo, doamna Dragoare, da, spune. La Baraci, clasa a doua, a venit doamna învățătoare nou, așa era vreo. Da, sigur că da. Clasa a doua. S-a despărțit clasa și o să fie o învățătoare nouă. S-a făcut un calcul pe cât va costa de copil la program prelungit? De masă, sau? Între 11 și 14 lei. Masă. Și, încă nu știm sigur, să vedem. Și 4 ore aveți, sau cum? O să luăm niște salteluțe mai groase, nu neapărat 4. Sunt grădinițe care au și așa. Ne-am gândit la posibilitatea asta, nu, încă nu e sigur. Sunt saltele, chiar saltele. Sunt saltele speciale pentru copii. Și alea se strâng după? Da, se strâng, se pună după, că sunt clasele atât de mari. Da, este spațiu, da. Suficient. Da, mă, dacă nu, că fiică mi-a lucrat la așa ceva, sunt salteri un pic mai groase și se dea că... Sunt paturi care se trage pe ele. Asta oricum, grădinița nu a fost în noi, n-am fost grădinița cu Va începe. Am înțeles că undeva într-o săptămână, două, vom face și recepția. Două săptămâni mai sunt oricum de vacanță.
Da, cred că ați văzut săptămâna viitoare cu semne de întrebare poate vine, ca într-o săptămână noi să găsim educatoare, să punem la punct și partea cu mâncarea și tot ce trebuie. Da. Avem serviciu de catering și în comun aici, la biserică, la doi pași. Dar fi păcat să apelăm în altă parte. Dar nici nu vrea, spunem posibilitatea să apelăm în altă parte, la Doamna apelăm. Încurajăm agenția. Exact. Trebuie să avem grijă să nu fie nici prea scump, pentru că o să vedeți, o să fie părinți care să renunțe pe parcurs dacă o să fie prea scump. Adică nu trebuie să ne limităm în niște... Puțin părinți vor fi, pentru că n-am avut experiența faptului de a ne pleca cel puțin 9 copii dintr-un foc în cartierul CFR și părinții au spus că erau dispuși să dea oricât pe masă și cât dădeau la cartierul CFR, numai să fie mărați. Vor fi puține cazuri, eu așa sper, să fie puține cazuri. Știu, dar trebuie să le știm dinainte, adică să avem grijă, pentru că eu vă spun că în oraș, unde mi-am avut copii, când s-o mărit cu un leu, deja jumătate din părinții au început să trăiască. Aia erau cât? Vedeam 12 lei, parcă, la 12 lei și vrea să facă 13 lei 50. Și deja au ieșit scandal. Toți erau ok cu banii, dar deci discuțiile astea, de asta trebuie să avem grijă dinainte. De toate aspectele. Și în oraș sunt grădinițe care, la care plătești și un cadru didactic după amiază. Adică sunt multe, ce știu, la step by step, plătesc în plus și pentru cadru didactic care este după amiază. Dar la cele de stat sunt două... Două. Prea văzute, da. Da, da, da. Nu trebuie plătești. Schimbul 1 și schimbul 2. Și schimbul 2. Să luau taxă, nu știu ce taxă. Mai aveți vreo întrebare pentru doamna director? Nu. Nu simt. Vreau să răspund și eu la domnul Beptănuș cu aceeași monedă care a spus dânsul. Da. Și în legea 215, dar și în acest ghid sau cod administrativ, scrie clar ce atribuțiune are primarul, ce atribuțiuni au consilierii locali și conducerile de unități și instituții. Normal este că trebuie să fim informați permanent să acționăm în spiritul cunoștințelor. Dacă mergem la o instituție, numai ne prezentăm și luăm poziția mutului, n-am făcut nimic. Fără să cunoaștem problemele care sunt în instituția respectivă. Dumneavoastră aveți dreptate că în pădure, dacă sunteți dumneavoastră singuri, n-aveți cu cine vorbe decât cu copace. Da, altă instituție. Altă instituție. Dar și foarte importantă, un venit foarte bun pentru toată lumea. Nu, aici a fost o... Și totuși, la ce v-ați referit? Nu. Discuția care am avut-o odată trecut în ședință a fost în legătură cu unele neînțelegeri. Am fost ieri la ședința Consiliului de Administrație de la școală, circa o oră am discutat cu doamna directoare și cu cei din Consiliul de Administrație, ca să ne prezentăm acolo numai ca mobilier, n-are rost. Trebuie să ne impunem punctul de vedere, dar în cunoștință de cauză cu problemele care se ridică la un anumit nivel și la anumite instituții. La școală, v-am spus și data trecută în ședință, au fost foarte multe probleme. În ultima perioadă, datorită conducerii care există astăzi, s-au rezolvat o serie de probleme, că erau unii profesori suplinitori sau cu diverse pile, care veneau două ore la Baraț, o oră la Mărgineni, trei ore la Luncani. Când uneori se suprapuneau și orele, aveau cunoștință și relații și ei erau prezenți permanent, făcând parte, marea lor, majoritate pensionari. În ultima perioadă s-a scăpat de acești domni și doamne, cu pile și influențe, și au rămas cei care sunt pe catedră și își desfășoară activitatea în mod corespunzător. Din punctul ăsta de vedere, o felicit pe doamna directoare și o rog să insiste permanent pe calitatea învățământului și a celor care predă în instituțiile de învățământ din comună, că învățământul nu este oaia neagră nici a comunei, nici a țării. Dar dacă nu există implicare din partea tuturor factorilor de răspundere, cum suntem noi, de exemplu, atunci este ceea ce se întâmplă, haos și dezordine. Deci, un cadru didactic care interesul să iasă bine, începând de la când a intrat copilul pe poarta școlii până a ajuns acasă.
Dar o responsabilitate mare o are și părintele. În Germania știu că cei care au copii trebuie să se ocupe de copii, nu să plece în străinătate, în alte țări. Dacă nu, îl dă afară din serviciul respectiv și se duce să ocupe de copil. Dacă nu reușește să aibă o persoană capabilă să ocupe de copil. Așa am discutat astăzi și cu asistenta socială, că am zis de ieri că o să discuți cu asistenta socială. Asistenta socială din cadrul primăriei are și ea o anumită răspundere, nu numai faptul că părintele care pleacă în străinătate vine și o delegă pe mama sau pe tata să se ocupe și semnează părintele și cel care e delegat și gata responsabilitatea cu copilul. Dar fără să se mai ducă la directoare sau la învățătoare sau la educatoare sau la profesor, să zică, ce face copilul meu? Păi copilul meu nu vine la școală. Pentru că mama fumează, mama bea sau cel care are copilul și sigur nu le interesează. Bursele sociale care le iau, mulți se bucur că le iau. Dar vorba, doamne directoare, calitatea învățământului nu crește și nici responsabilitatea copilului. Deci, ăsta e un lucru foarte important. După aceea, noi ca consilieri avem o răspundere foarte mare. Suntem aleși pe sate, pe comune, unde suntem, dar cei care suntem consilieri în raza noastră de activitate, avem o școală. Și putem intra, dacă ne interesează aspectul unei familii sau cineva care are probleme, să intrăm. Doamna directoare, ce se întâmplă cu familia Gheorghe, acum e vecinul meu? Toată ziua abia fumează nu știu ce, copiii cei ce se întâmplă, vorbesc și urât și prostii, nu se duc la școală și iată că ia doi la lucrări. Sau că teza a fost, lucrarea de la teza a fost foarte, foarte grea. Cum a fost grea? Dar tu ce ai făcut un an de zile? Timpul e limitat, domnul. Limitat, atât. Am vrut să mă refer la aspectul ăsta și aș vrea ca și partea de asistență socială din comună să acorde o atenție mai substanțială școlii și să informeze primarul și conducerea unității cu problemele care se ridică la fiecare școală și la fiecare părinte în parte, iar cu siguranță primarul și conducerea primăriei să ia măsurile cu cei care sunt probleme. Atât. Mulțumesc mult pentru... Noi mulțumim și încă o dată felicitări. Mulțumesc mult, felicitări și dumneavoastră pentru implicare. Să aveți un an bun. Să dea Domnul, liniștit. Și aveți grijă de puxusul din fața la școală. Avem. Că de acum nu mai aveți ce-i face. Ba da, l-am tratat și și-a revenit. Și-a revenit săracul. Chinuiți-l la acolo, e păcat de iau. Știți și dacă l-am văzut aceeași problemă, l-am tratat și își revine. Își revine. Da? Da, și-am mai dat încă o dată. Da, am văzut problema, am tratat. Periodic. Periodic, tot atât. Da, știi. Nu, bă, are 50 de ani buxusul ăla acolo. Pe mine acolo rău. Când am văzut, a luat soluții, l-am tratat și își revine. Am vezit din nou. Dacă-l vedeți. Începem cu postul de poliție. Nimănui. Dar prin legii, legea 215 și probabil și aici, nu? Ce scrie? Nu, aici scrie că consiliul local asigură cadrul necesar desfășurării activităților de
No, cea mai clară este legea 218, domnul șef de poștie. Legea poliției române. Da, uneori se fac... De noapte, acolo este clar. Nu, da, există. Se fac periodic informări ca să știe și consiliere unde e, la barat, sunt probleme cu... La margine sunt probleme cu... Ei sunt în necunoștință de cauză totală. Sau eu, sau alții. Sunt furturi, sunt spargeri, sunt... Sunt foarte, foarte probleme la sunt nivel de comună. Care... și câte și câte. Ceea ce nu se știe, probabil, comuna Mărgineni este, cred că, una din cele mai mari din județul Bacău. Iar în momentul ăsta, ca și gravitate, raportată la nivelul apelurilor 1-2, care sunt undeva la 156, vă fac comparații, de exemplu, cu oricare comună vreți să mi-o dați acum, gen Măgura, care are undeva la 30 de apeluri până în momentul ăsta, sau Hemeiușul are undeva la 45-50, până în momentul ăsta. Vorbesc de 7-8 luni, 8 luni de zile, până astăzi. Deci nu ne putem compara cu niciun fel de comună. Lucrători, nu mai vorbim că am fost 4, a plecat domnul Maftei, care era cu oarece experiență în concediu de creștere a copilului. Ne-a dat o doamnă acum nouă. Ea, într-adevăr, este veche, dar e nou în domeniul ăsta și în comună. E venit de la Suceava, nu știu dacă o știți, doamna Ignat Maria. Dânsa lucrează de vreo 15 ani în poliție, dar n-a lucrat niciodată la postul de poliție, cam nu știe ce se întâmplă cu activitatea unui post de poliție. În fine, nu asta e cea mai importantă, este foarte greu pentru că nu mai facem față. Am înțeles pe aici, pe acolo, că domnule, nu sunt oameni la post. Trebuie să vă gândiți că și noi avem familiile noastre și noi avem concedii. Avem o grămadă de probleme, comunitatea este foarte, foarte mare. Vă spun așa, nu știu cine știți dumneavoastră de un dosar penal, avem în jur de 125 dosare penale în lucru în momentul ăsta. Ceea ce cam e foarte mult din activitatea unui polițist. Ca să vă fac o raportare așa, noi avem compartimentul ăsta de ordine public care vizează cele 8 comune din jurul municipiului Bacău. Cam 3 comune la oaltă nu fac activitatea care o avem noi. Nu că o laud eu, sau asta spun cifrele statistice și asta este în momentul ăsta, la nivel de comună Mărgineni. Noi ne plângem, tot solicităm personal, personal nu este nicăieri. Singurul cu care am fost și am beneficiat, mi s-a dat o mașină nouă, că aia era în ultimul speță, dar în rest, avem păduri, care este o mare problemă, ceea ce alte comune nu au. Vis-a-vis de toată treaba asta, am înțeles și aici, este o chestie care nu se reglementează, toată lumea plânge și nici la nivel de Consiliul Local nu se face nimic, nici la nivel de primărie. Deci, dacă sunt terenurile alea care sunt în administrarea Consiliului Local, da, gen pășunii... Așa, ridicați problema asta. Da. Foarte bine. Ei, chestia asta, vin domnii de la Ocolul Silvic și spun, domnule, arboreia nu fac parte din Fondul Forestier Național. Nu fac parte nici din Fondul Forestier Privat. Acolo e pășune și acum ne-am trezit că sunt niște arbori. Dar arborii aia sunt și de 60 de ani. Au un proprietar. Pășunea aparține Consiliului Local Mărgineni. Ei. Acel proprietar trebuie să asigure paza vegetației forestiere. Exact. Sau dacă nu, am spus foarte clar. Bun. Și am zis o întrebare mea. Polițistul local, îl trimit acolo. Nu este abilitat să constate contravenții la tăieri de arbori. Atunci cereți ajutorul Poliției Naționale care sprijine și vă dă concursul în a rezolva problema aceasta. Nu e adevărat. Pe cine? Păi stați un pic, dacă nu m-ați... Păi stați să vă spun. Da, haideți. Aici trebuie foarte bine organizată treaba. O hotărâre Consiliul Local, ori cu ajutorul și sprijinul Ocolului Silvic Fântânele în poziția noastră, de care aparține Comuna Mărgineni. Pentru că merge Poliția Națională. O bază legală nu există acolo, la tăiere. Pentru că el nu taie din Fondul Forestier Național. El comite doar să vășnea unei infracțiuni când se deplasează. Facem o discuție, suntem cu toți. Da, facem discuție. Deci, ideea, vegetația forestieră din afara fondului forestier, sunteți abilitați la legea 171 să întocmiți acte de contravenție. Domnul Bieptăn, și codul SIP. Dumneavoastră ați mai venit la postul de poliție cu diferite probleme și ați spus legi pe care le vezi dumneavoastră în cap. Noi vorbim de legislație efectiv. În cap, dar vă spun legea deci, 171. Noi, mă lăsați, vă rog frumos să vorbesc. Singura modalitate de a stârpi toată tăierea asta este în momentul când i-am prins în flagrant la transport.
Și atunci când ați prins la transport, nu trebuie să identificați de unde apar, de unde provin acei arbori, acea materie de noi? Păi el, persoana în cauză, luăm o declarație, da, spune că e de pe pășune. Mergem la fața locului, e pe pășune. Da, cine pășune, cine este proprietarul este primărie, păi asta poți la mărgine. Dacă pășunea s-a împădurit atât de mult, păi găsim o soluție astfel încât să o dăm în administrarea ocolului silvic. Domnule, dar deci nu, va găsi pentru că în urma amenajamentului silvic, ați amenajamentul pastoral, păi despre asta e vorba. Trebuia făcut, dar din cauza legislației de cât tot ce asta este o secundă, ideea este că tot ce înseamnă pășuri la nivelul comunei sunt închiriate. Deci fiecare crescător de animale are închiriată pășunea. Și poate să taie unul care nu are un consecințe din punct de vedere legal? Nu poate să taie, decât cu acordul Consiliului Local și ce este mai dacă s-a explicat. Ei pot tăia, nu știu practica, dar nu poate să taie, răspundere. Dar nu poate să taie, domnule. N-are voie să taie elemente marcate pus în valoare, sunt cercuri fără avizi de soțire pe drumurile publice, domnule. Acea vegetație, poliția mai dat amenz. Cum a venit amenz la acea vegetație forestieră, domnul instalată, domn primar, da. Instalată în locurile greu accesibile, pe pârâi, supuse eroziunii. Deci acolo e pădure de 100 de ani, n-am văzut nici domn de podiș, nu știi exact. Este, dacă exact cum a dar cum o trăit vegetația aia arborea 100 de ani, nu acum e toți acum, nu mai rămas unul. Dar e posibil așa de dar văd ce e acolo, dar văd ce e acolo. Da. Pagube de sute, de miliarde, nu care e bine angreze, domnule, ce e așa. Acum, cum putea să identificăm situația? Consiliul local, ca proprietar al pășunii, ar trebui o tradiție locală. Atunci trebuie cineva de aici. Din punctul meu de vedere, cel care are pășunea concesionată, el răspunde pentru nu poate, pentru că el nu are un contract clar de administrare a vegetației. El are mai pășunea. Aici e unii clarificate. Păi asta spune. Copacii aia nu există. Pentru că el nu are amenajament pastoral și nu are deschisă vegetație. Sunt inventariați undeva. Nu sunt inventariați. Ok. Păi nu există. Și asta vreau să spun. Nu există copacii aia. Și dacă nu există, nu poți să intra în urmă. Nu poți să intra în urmă. Nu poți să intra în urmă. Zone cu pădurele scade din suprafața totală. Nu le dă. Știți că din totalul suprafeței, de exemplu, are unul 10 hectare închiriat. Dacă sunt zone, eu știu, împădurite, împădurite le scade, nu le dă. Dom'le, dar dacă nu avem amenajament pastoral, nu ai cum să stabilești cât are un împădurit. Păi eu m-am dus eu o stradină că e împădurită. Și primesc subvenții. Nu, lipsa amenajamentului pastoral este subvenții pentru toată suprafața pe care o are, nu? Îți plătește doar pe ce e pășunat. Și nici nu se vrea să duce. Și atunci, responsabilitatea de... A trebuit la vinteată pentru ce primărie, că așa e după inițiativă. Iar dacă sunt și copaci, el trebuie să administreze ceea ce s-a dat în folosință. Și nu vegetații forestieră. Aia e proprietatea Consiliului Local. Și atunci e responsabilitatea pădurii. Ca pădurii. Ca pădurii. Da. Așa și chiar mai a Consiliului Local, domnul. Problema cea mai gravă. Tu ca proprietar, tu ești obligat. Nu suntem proprietate, am închiriat, adevărat am închiriat copaci. Dar responsabilitatea copacilor alea, a cui sunt? Nu e a comunii, a primăriei. Da, copaci sunt ce-o hârtie. Există o vegetație în forestieră sau cum cade? Nu, dar problema cea mai gravă, postul de poliție, polițiști au dat amenzi. Au venit procese legale aici. Ăștia nu plătesc amenzi. S-au făcut contestați. Nu contestați, nu plătești, nu are, de unde nu probabil. Nu spuneți dumneavoastră, și taie în continuare, ce face? Doamne, pe lângă asta, ați văzut că taie și la cetățeni, la persoane private. Pe talentă e tot. Da. Nu știu de ce ca lăcustele sunt. Deci o tăiat pășunea comunală, acum au intrat pe proprietățile oamenilor, domnule. Pe pășunile oamenilor. Exact. Poate întrebări foarte bine informați și știu că de ce vine de asta este, că nu-i altfel. Deci, cer putem o păi, da, nu-i posibil. Acolo e o pagubă și cineva e vinovat din producerea acelei pagube. Dar acum fac și eu. Ca ar trebui multe bani sesizat cu instituții care sunt constate și altă nu. Când e o pagubă, și, da, nici o măsură nu s-a luat. Da. Domn primar, v-am rugat, haideți să încercați ceva, domnule. Poliție locală, poliție națională. Voi la fața locului. Spuneți ce să fac, polițistul local. Domnule, faceți un plan de măsuri, responsabilul din cadrul primăriei care este pe pășuni. E un responsabil al pășunilor din cauza. Nu știu exact. Cine e ăla? Și lemnii parcă scos comisia. Deci, responsabil pe pășuni. Deci tot ce înseamnă sate în comuna Mărgineni, pe bază pe la primul agricol sunt împărțite. Bun, pe fiecare sat în parte sunt... Deci
Și ce să facă? Să domnule, un plan de măsuri. Bă, niște patrulări. Sunt delegat din partea poliției. Cine să facă patrulări? Bă, și atunci lăsăm așa în voia sorții să taie până o distruge toată. Sunteți de acord să facem patrulare? Merg și eu împreună. Cine și dumneavoastră sunăm la anumite ori. Fiecare avem atribuțiuni și suntem plătători. Uite, lucrători din patrulare. Eu fost la patrulări. Dar nu mi se pare normal. Dacă noi am dat islazul ăsta, dar nu... la o persoană, să aibă grijă de el. Păi nu mă duc eu să-i provizez lui Slazul. Trebuie să-i dăm și responsabilitățile astea. Păi dacă nu le are, domnule, pentru că noi identificăm... Noi le dăm prin hotărâri din Consiliu. Păi de unde, dacă n-ai identificat... Nu, n-a clar care păi sunt... Păi nu puteți să-i spuneți la voi de acolo, domnule Șunea, acum vă revii... Păi de ce spune? Nu. Revenim dacă caz, dar ce? El își păzește oile și omul și îi patrulezi pe subiectul care tot el le pune. Nu-i aparține, pentru că el nu pășunează unde e pădure. Bietătații părăstie. Nu e o problemă. Ei, din punctul meu de vedere, dacă e concesionat terenul respectiv, răspunde de tot ce se întâmplă pe terenul respectiv. Nu-i dat pe primire așa ceva. Aia nu poți să o dai decât în urma amenajamentului pastoral care ai scos suprafața cu vegetații din perimetru. Ai zis că s-a făcut. Dar. Nu s-a făcut nimic. Până la... Zero. De când cer? De 2 ani amenajamentul? De când? Mai am încă 2 ani. Mai am încă 2 ani? Mulțumesc. Haideți să le curățăm noi, sigur că se curăță primăria toate statul. Ia lemnul și-l... Dar noi mâini să curăță, că se fie poziția aparte, sunt pe păraie, pantă mare, eroziune, pe părâul ăla, tocilița, sau cum se cheamă. Da. Deci, domnul Pieptănuș, haideți să ne înțelegem serios, da. Dacă nu că spuneți, afirmați niște lucruri și chiar dacă mă chem dacă legea spune clar, direcțiile agricole întocmesc amenajamentele pastorale. Știți ce dumneavoastră că s-au amânat de 3 ori până acum întocmirea acestor amenajamente. Legea ne dă voie să închiriem islazuri. Chiar dacă pe islazuri alea sunt crescuți copaci, acela este tot islaz. Chiar dacă are copaci, când, în momentul când am predat un amplasament, îl predau cu tot ce este pe el, inclusiv acei copaci. Ați făcut precizarea asta? Ne prostim unii pe alții. Unde să fac? Păi undeva în documentul de predare... Dar nu în documentul că mă duc să inventariez copacii. Eu am predat un amplasament conform unei documentații cadastrale cu tot ce este pe el. Păi, dar și iarba de pe pășunaia de Consiliul Local, nu rezolvă la consilier iarba? Păi haide serios, da, dacă nu... Deci undeva această suprafață, dacă omul nu beneficiază nici de subvenții, aia este exclusă. De la subvenții, omul nu pășunează pe ea. Dar omul o folosește. La ce o folosește, dacă e pădure? Este al lui. Poți să fie al lui, domnule, pe pădurea de film. O utilizează, nu, domnule, hai să vă la direcția semnului. Dar poți să fie. Cine? Nu cerul nimeni așa ceva. Nu. Respectați legea, să vedeți. Dar noi respectăm foarte bine, dar serios, dacă... Suprafața cu vegetație forestieră trebuia să fie scrisă din contract. Dar să mergem să numărăm copacii, nu? Dacă legea așa prevede până la întocmirea amenajamentului pastoral, pentru care este responsabilă direcția agricolă, nu primăria, acum o băga direcțiile amicole. Asta e și noi ne-am plasit de amenajament în momentul în care a venit să schimba legea. Păi o prorogă, și tot o amână. A devenit. Acum să-i ceriți o jocă la apărântul ăla, că el e responsabil de cine se întâmplă pe pășune. Sau cine era? Dar normal când o lua cu aici și responsabilitate. Nu i-a predat nimeni, uite, ai și vegetații forestiere. Nu, dar i-a predat terenul și eu trebuie să răspund ce se întâmplă. Dacă se întâmplă o crimă acolo și găsește un om mort, el răspunde ce se întâmplă acolo. Pe perimetrul ăla. Atunci la ce l-a luat? Adică tot s-a urmărit la fel responsabilitate. Dar nu o suprafață de pășunat. Nu pășunează, el n-are treabă cu aia. Cu pădurea. N-are treabă cu pădurea. La copacii nu ar fi zis noaptea acolo. Copacii nu ar fi zis singur, el ca proprietar. Deci nu are treabă, dar s-a ieșit el. Nu, mă, după că odată cu o tăiat un pădure. Dacă merge acolo, este pădure cu adevărat, de 100 de ani, domne, deci nu e un arbor izolat, domne. O fost pădure. Adică omul de la pădiș. Deci nu vorbim de un arbor izolat aici acolo, domne. Deci vorbim din păduri, arbor lângă arbore. Și totuși domnul ăla care are pășune acolo, nu a auzit drujba cu o tăiat? O și-a anunțat. O anunțat. Păi și ce-i drujbii cu ajutorul lor? Domnul știi, o așa anunțat. Nu are degeaba vă certați. Omul care a luat un pas, gen cei 8-9 cât sunt proprietari de oveni, nu au nicio problemă oamenii aia cu lemnul. Da, bineînțeles. Ei nu au preluat. Eu când mă refer la arbor, mă refer chiar dacă e cireș, carpân, molin, da, orice copii, da. Arbore a crescut acolo, adică... Deci, nu sunt zone în care sunt pădurite total. Da, cum? Dar aici o văd la cum și din partea ocolului civic. Adică de ce n-am luat ocolul civic în grijă, în pază? Dom'le, vă spun, lăsați-mă un pic, vă rog frumos. Vă spun eu de ce.
E simplu, dacă vine bardașul sau vine poliția, ne prinde, ne face dosar penal dacă tăiem arbori, pădurarul spune, bă, tu și tăi drepti, lăs. E mai simplu. Așa facem. Și asta se întâmplă, dar asta nu cred că... Dacă aveți dovezi... Vă vedeți dumneavoastră? Păi nu, dar... Vă puneți în spatele unor dovezi, dar dovezi vă spun eu... Bă, aveți dovezi că face pădurarul, pădurarul zice de poliție și invers. Ce să zică de poliție? Păi poliția nu merge să poate. Da. În sprijinul ăsta avem și eu cu niște cazi, da? Aici pădurea silvicului, alături pădurii private. Aici nu este la privat, nu, la privat e furat toate. Și aici am furat. Adică cine i-a dat informația? Eu dacă mă duc în pădure, nu știu pădure, dar nu știu grad. Deci cineva dă informația la privat și cineva care a zis ce a dat. De la Buda? Mă scuzați, vreți să vă dau un model de contract de închiriere? Poate are un contract. Dacă este pășune, v-am spus, dar... Deci, în monitor oficial este pășune. Pășune. Când am predat, am predat, nu am predat să am mai crescut. Pășune. Nu există niciun arbor. Domnule, asta a fost... Deci dacă îl cresc cu lemn, nu poți să-i dai amendă că nu există prejudiciu. Că acolo nu a fost... Deci amendă, domnul Gătunul, susținem că la vorba, dar e adevărat. Amendă poți să dai doar la transportul. Asta nu spune doar. Partea 2. Păi eu nu pot să-i doar. Dar în monitor oficial este stasul. Poți să-i dai. Pe cum adică, dar nu poți contesta legea 171, legea 171, vă dau. Să vin eu, șef de poștă, zic, unde e acolo, bun. Ce, unde-s copacii de aici? Păi nu știu, șefule, unde sunt. Păi, domnule, atunci lasă că mai degrabă... Dar atunci de mecanice ați vrea și nu trebuie să este adevărat cu amenajamentele pastorale. Dacă se făceau până acum, numai că avem 5 ani de când așteptăm aceste amenajamente. Toți o mai... Până, n-am ales putea face la nivel de comun, cum a făcut alte comuni. Am început și după aia ne-au spus, gata, uitiți, cum nu? Avem făcut domnul Pieptănuș, suntem dintre primii care am făcut amenajament pastoral. Păcat, avem comuni în jur care atâtea comuni au făcut amenajament. Domnul Pieptănuș, când am vrut să băgăm cu banii de la primărie, mi s-a refuzat că au intervenit. Acum la nivelul 2018-2019, la final. Da, asta a fost la nivel național. De întocmire amenajamentului pasătare aveam de dar se cer multe instituții prefectului, cerem o informare în sensul ăsta, un ajutor. Pe latura asta. Băi, cine este proprietarul vegetației pe pășunii care... Adică să ne da. Pună opinii specializate. Păi, un specialist care se da. Așa, da, dar altfel nu. Să cerim o opinie. Păi, domnule, păi, domnule, atunci... Dar nu trebuie specializat. Vă contrazice singur. Dar ce? Dacă citim legea în țară. Deci eu dacă am un hectar de pășune la Bodiș și am 10 arbori pe ea, da? Acui sunt copacii. Sunt ai dumneavoastră. Păi și am proprietar. Noi suntem proprietari consilii locale. Noi suntem cei și pe ăștia cui sunt copaci. Noi primărie. Transferul dreptului de proprietate pe perioada închirierii se transferă celui care nu are să fie silvicului. Dar ce poate să fie, domnule nu, dar asta nu este. Atunci înseamnă un posibilitate și un posibilitate de voi. Voi la primărie asta încep să spun dacă e închiriat terenul. Tu ai închiriat un teren pentru pășunat, care are crescut și 3 copaci pe perioada când ți-am predat acel amplasament. Eu, ca primărie, sunt proprietar adevărat, ai niște clauze pe care trebuie să le respecti, doar dacă nu le respecti. Da, și trebuie să le respecti, deci tu trebuie să-ți aperi bunul care ți-a făcut. De acord, de asta încerc să vă spun. Cei care l-au închiriat sunt responsabili să administreze și să protejeze ce e acolo. Adică, eu am dat un exemplu. Eu prins polițistul, da, la postul de poliție. Le-a dat amenzi. Dicar în continuare. Ce facem? Cum se care, domnule, în continuare? Noi, ca păzini locală, punte cu domn primar, luați niște măsuri, domnule. Băi, uite, pune-i în fază, faceți niște șanțuri, ceva. Da, pune-i ca proprietar, facem plângere împotriva lor. Plângere penală se poate, nu se poate. Păi cum adică? Se poate plângere. Dar dacă nu consilier a spus până acum ceva, au văzut pe cineva? Care, domnule, dar eu de cât eu ți-a spus numit care? Faceți plângere penală. Nu, mi-a spus că sunt ai lemn, dar nu că... Și atunci, ce păzit? Domnul... Cel mai zbun lucru nu faceți nici plângeri. Auziți, chiar n-ați văzut niciun lucru lemn trecând? Cine? Dumneavoastră. Eu, uite, acolo n-am văzut. Da, că n-am fost acolo. Este astea de pe Valea Bună. Să întrebăm pe domnul Bardaș, ce soluție tehnică ar fi? Ați vedeți de pe Valea Bună. Chemați șefile Ocol de la Fântânele și așa cum au luat în pază proprietățile private,
ea și zonele împădurite. Păi zone, acele zone trebuie delimitate, domnule. Păi trebuie să scrie ca păduri. Bă, uite, am jumătate de hectare. Am jumătate cu inginer cadastrist. Așa vorbim. Cu inginer cadastrist. Așa, jumătate de islamuri trebuie să dăm la. Asta e singura bază legală. Păi eu de ce zic așa? Ca să poți să trage răspundere. Mai bine de jumătate. Cum zici așa? Cine? Am spus jumătate din Islamazuri sunt pădurii. Apoi să vedem toate la Sibiu. Dar dumneavoastră știți ce s-a făcut definiția pădurii? Definiția pădurii conform codului Sibiu, lege 46, spune vegetație forestieră mai mare de 0,25, 200 hectare, care este capabilă să îndeplinească, să ajungă la o înălțime de 5 metri. Deci dacă am arbori, cum avem noi de carpe, de cutare, toți ajung la 5 metri. Deci mai mare de 0,25 de hectare e pădurii. Uitați-vă cum conduce. Domnul Bertonuș, nu trebuie să gândim atât de departe. Să ne referim efectiv la zonele alea împădurite, într-adevăr. Acum, unde găsim pe aici, pe acolo, trei copaci și găsesc? Dar alea sunt hectare întregi acolo. Păi acum, despre asta discutăm. Și cum să lăsăm păsirii locale și să facem inovat? Păi, domnul Bertonuș, am o propunere. Faceți o, cum zice, o inițiativă legislativă pe plan local. Care e legislativă? Amenajamentele astea sunt legi, sunt regulamente, clar. Deci, acum, faceți. Păi și până la urmă, dacă e păduri, că sunt pădurit atât de tare cât e păduri, la ce să ne luptăm să fie rămână, să rămână pășuri? Dacă acolo e păduri, nu? Bine, trebuie să facă de proprietar. Ai voie să utilizezi acel material lemnos în scop economic. Ideea este, domnul Pieptănuș, haideți că am fost la discuții cu domnul director al direcției silvice și cu domnul șef de la garda forestieră. Dacă în actele noastre este islaz, tot ce este împădurit va trece în fond forestier, dacă este trecută fâneață, putem să utilizăm lemnul. Puteți să utilizați în funcție de... sunt ghiduri, domnule. Deci ce înseamnă islaz și fâneață? Deci e așa o mică diferență între ele, de nici nu-ți dai seama cum treci în acte. Pășurii, fâneață... Da, știu, discuțiile astea le-am avut și știți că le-am avut. Da, chiar în fața doamnei prefect, exact pe aceeași temă... Da, acolo punctual la arunc, unde erau deci, o suprafață de 10 hectare de păduri instalată de 100 de ani, s-o distrugă, mă mir, deci ani din urmă s-a întâmplat așa ceva. De 100 de ani să fie păduri și acum... Au venit comisii de la dumneavoastră, de la acolo, au marcat toate ceatele și le și mă rezolvă. Ani din urmă? Da. Aia erau de la garda forestieră. Părerea mea, dacă vreați doar să vă certați aici, nu se rezolvați nimic. Păi dați-vă concret, un plan de măsuri. Soluția e așa, cum vă spun eu, trebuie chemat o corul silvic, făcut cu acordul Consiliului Local, și va fi luat în fază și atunci vă spun eu că păi, da, final de administrarea pădurară. Ajunge viața acel amenajament pastoral. Da, acolo ajunge. E obligatoriu prin lege orice comună să aibă amenajament pastoral. Noi am început demersurile. La un moment dat, acum 3 ani de zile, direcțiile agricole au primit fonduri europene pentru întocmirea acestor amenajamente pastorale. Au venit. Au dat probe de sol, au fost, au măsurat, au așa, și așteptăm de 3 ani de zile să desfacă amenajamentul pastoral. Dar sunt comune care au văzut la bun sfârșit. Care? Uite, Sugar are amenajament pastoral definitivat. Când? De anul trecut. Am vorbit cu primarul, da. Mă îndoiesc. Îl întrebați. Îl are cum l-am avut și noi pe eu și noi pe celălalt. În cazul cu drag nu se pot stârpi problemele astea și... Iar prin amenajament se spune, doamne, din 10 hectare, ai 7 hectare pășune, 1 hectare care e prezabil pentru fâneață, ca să poți să sămânțești și să cosești, așa, și ai 2000 de metri împădurit, ai copaci de nu știu cât diametru pe care poți să-i cureți, să cureți slazul, și ai și mai groși pe care trebuie să-i păstrezi până când ajung la nu știu ce dimensiuni. Eu trimit mult domenii dimineață, pe dealul Codișului. Să facă niște șanță. Face șanță. Da. Ce face Silvicu? Pe unde mai trece? Dar ce are Silvicu, domne, pe pășurea pe drumul ăla? Nu, dar exact pe drumul ăla scoate, pe unde se ceară atunci, se ceară dacă are nevoie. Nu, eu mâine dimineața trimit excavatorul la prima oră, sapă șansă în 2 metri. Dar acolo, păcat, unde poate mai treceți vreo unui? Eu știu, acolo vegetația aia, 40 de ani și eu. E păcat, e arbor de diametru de 70. Nu sunt mulți, domnule. Atunci o să vină de la Silvic, pe unde trece.
La, nu e asta problema. E pe drum pe acolo, pe drumul care e forestier. A, e, e linia de gaz metan, acolo nu e niciun drum. Nu se poate. Deci până la cei care îți prânși cu lemne, nu are ce să-i facă. Păi ce să-i aici de aici? Sunt amenzi, cred că sunt în valoare 300 de milioane. Amenzi, dar nu încălzește cu nimic, nu o dat cu aceea, în scurt timp. 5.000 de lei la fiecare căruță. Câteva miliarde, nu 300 de milioane. Dar nu, dar să vedem da, ultimele. Dar nu ne încălzește cu nimic, aia de ce vreau. Dar noi ne încărcăm. Nu o să fie povară pentru buget. Dar ne încărcăm. Dar este o măsură legală. Faceți cunoscut și mâna șefii superiori. Ce măsură se poate lua acolo? Nu interpretăm. Domnul, avem o problemă în domnul Biotan. Că nu poți să interpretezi. Dar un plan de măsuri care să se oprească. Ca să facă ce? Să oprească furturile de zona respectivă. Cum? Da, cum? Păi, aia se consideră proprietatea Consiliului Local. Poți să mai considerați dumneavoastră. Da? Dar cine considerați? Dar cine eu? Așa cum e? Deci noi, în afară de faptul că... Jandarmeria, uite... E transport ilegal de materiale noastre, pentru că nu are documente de proveniență. Dar ce faci? Nu am ce faci. Da. Și atunci, într-adevăr, îi confisc atelajul HIPO și lemn. Uite, și asta se întâmplă în continuu. Da, uite, jandarmeria. Un pic, n-ajută, indiferent, jandarmeria ce ajută face. Copăț până acum pe Valea, poate le-a dat o căruță. Acum nu mai are voie să meargă cu căruța și o lua mașină. Pune preluță de unde n-ai văzut. Doamne, am dat Comănești. Aia duci legal, nu are. Asta nu e problema, ăla chiar nu atinge pe acolo. De la Comănești a dus. Bravo, niciun nu se sesizează. Dar dacă primăria o să facă, adică în momentul în care domnul Bardaș o prinde, îi dă amendă pentru transport și ăla informează primăria, noi atunci să facem plângere penală pentru... Se poate să l-a distrus acolo și a tăiat. Face plângere penală și va fi clasare, pentru că nu, acolo va ajunge. Ce se întâmplă? Cum figurează? La figurează izlas. Dar partea de tăiere, partea de tăiere cum e? Aduceți dumneavoastră la cum de spunea. Dar eu nu spune nu știu cum e, adică se găsește exact de partea aia care se potrivește pe cioate. Ce vă rog, adică să ne unim, vorbim, vedem tot, pușem un depozit undeva, scandalul. Așa, așa, dacă asta e vorba care păi nu, nu, dar trebuie să o tai alza așa. Bă, atunci de să luați niște măsuri nu se poate, lăsați în continuare. Și răspuniți, dați-mi o idee. Ce da, v-am spus, Poliție Națională, jandar, ceva, delegați de la primărie. Dar are competențele legale sau nu? Au competențe, cum să n-ai pe jandarmi, au cum să n-ai pe jandarmi. Pădurare, ce să fac? Pădurare n-au atribuțiuni la vegetația din afara fondului forestier care l-are arondat. Eu nu pot să păd... Cum adică ce păzești pădurare o vegetație din afara fondului forestier? Cum? Pădurare. Dacă nu ai un contract sau mai... Domnul Pierteanu, și o întrebare. Dar aici când s-a tăiat în locul primăriei sau când? Cum a fost? Ilegal. Păi și atunci ați venit și știu că era Șorot și ați venit și v-ați cerut documente în bază la CIPA. Așa știam noi atunci, așa am fost informat. S-au informat. Eu am fost informat. Aici a fost structura, avem garda forestier care se ocupă de rău, se ocupă cu care. Dar atunci medii nu erau responsabili.